Bună seara, stimați telespectatori, suntem la Oameni și Destine. În această seară îl avem ca invitat pe domnul Vasile Cârjaliu, un supraviețuitor al celui de-al doilea război mondial. Domnia sa a trecut de 90 de ani și pot spune că înaintea emisiunii noastre a urcat cele două etaje ale clădirii ca la 40 de ani. Bună seara și bun venit la TV Giurgiu, domnule Cârjaliu. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Vreau să spun la început câteva lucruri, să facem o mică introducere. Dumneavoastră ați fost martor și, mai bine zis, participant la cel mai dezastruos conflict militar al secolului 20. Da. Deci, ne întoarcem puțin în timp, domnule Cârjaliu, fiindcă dumneavoastră a trăit și un moment care practic a schimbat soarta României, sau mai bine zis, ca să ne încadrăm și în titlul emisiunii noastre, a schimbat destinul acestei țări. Da. Ne amintim cu toții că la 23 august 1944, regele Mihai, un tânăr pe atunci de vreo 21 de ani, s-a alăturat politicienilor favorabili aliaților, printre care era și URSS-ul, bineînțeles, și l-a destituit și arestat pe mareșalul Antonescu, șeful armatei române și prim-ministrul țării în acel moment. La presiunea comuniștilor din țară, în frunte cu Emil Bondăraș, trebuie să reamintesc că acesta e adevărul, un fost dezertor din armata română, va ajunge Antonescu pachet direct la Moscova la 1 septembrie 1944. Dar cu România ce se întâmplă? Întrebăm și acum. Într-un apel făcut la radio pentru națiune și armată, regele Mihai proclamă loialitatea României față de aliați, acceptă un pretins armistițiu, ordonă încetarea focului și declară război Germaniei. Toate aceste lucruri nu au contat în fața sovieticilor, care au efectuat o ocupație extrem de rapidă în România, au capturat 130.000 de militari români, care au fost duși apoi prin minciună și prin declarații false în prizonierat în lagărele din Uniunea Sovietică la muncă forțată. De altfel, deja istoriografia consemnează, sau mai bine zis, a consemnat pentru posteritate, mulți români au pierit în aceste lagăre. Din fericire, au fost și supraviețuitori, care după ani mulți de prizonierat au reușit să-și revadă țara și familiile. În 1996, la 6 ani de la căderea comunismului, pentru prima dată la o televiziune locală, Gheorghe Netejoru ne-a povestit ce a însemnat pentru el 10 ani de lagăre sovietice. Am copiile a două emisiuni scăpate din fericire, puse deoparte, pe care le vom redifuza in memoriam, fiindcă nu demult giurgiuveanul Gheorghe Netejoru ne-a părăsit, a plecat în altă lume și a mai înțeles că a mai apărut în ultimii ani și o carte chiar semnată de un coleg de-al nostru, Gelu Brebenel, și e frumos că a apărut și ceva scris. Dar cu ceva timp în urmă am aflat și de un alt giurgiuvean care a scăpat cu viață din infernul rusesc. Bineînțeles că v-ați dat seama, este vorba de domnul Vasile Cârjaliu, de veteranul de război Vasile Cârjaliu, membru al Asociației Naționale a Veteranilor de Război. În repede așa în revistă, ce a fost în civilie, cum s-ar spune, a fost și notar de sat, că așa era pe timpul, nu, notar la țară, contabil șef, șef serviciu financiar la întreprinderi și instituții foarte importante din Giurgiu, o să ajungem și acolo, iar surprinzător pentru mulți, la o vârstă încă tânără, de numai vreo 90 de ani sau 91? Depășiți de 90. Deci depășim 90 de ani. Domnia sa își permite ca pensionar să presteze ca cenzor, o muncă care este necesară
la Asociația de Proprietari numărul 32 din Giurgiu. Până să ajungem la momentele importante care au schimbat destinul țării, până să ajungem să ne povestească despre ce înseamnă lagărele sovietice, am dorit să vă cunoaștem mai bine, domnule Cârjaliu, așa că vă întreb de la început, când și unde v-ați născut? Eu sunt născut pe data de 16 iulie 1922. Părinții mei erau agricultori, munceau la munca câmpului. Și în ziua de 16 iulie erau la secerat, la grâu, cu secerea, că nu existau mașini de recoltat. Cu secerea, secerau grâu. Și pe la ora prânzului, mama a simțit că are simptome de naștere. Bunica, cu bunica care era împreună, cu mama ei, bunica mea, s-au așezat la umbra căruții și mama a născut. M-am fășurat în cămașa tatălui și m-au pus la umbra unui snop de grâu. Și și-au continuat munca la câmp până seara. Am crescut. Încet, încet am crescut. Am făcut școala primară la Comuna Putineiu. Am născut în Comuna Putineiu, fost județul Vlașca, acum județul Giurgiu. Da, să ne spuneți totuși, fiindcă eu dezvălui lucrul ăsta, de ce totuși nu v-a lăsat să mergeți la școală? Sau v-a lăsat până la urmă? Am terminat 4 clase primare și învățătorul meu, care l-am avut în clasa întâia, i-a spus lui tata că ar fi bine să mă dea la școală, pentru că am aptitudini mai bune de învățământ. Și au convenit să fac numai 7 clase primare. Am frecventat până în clasa 6-a primară și în vara aceea, în 34. Mai puțin umblați cu cifrele, cu anii. A venit în vacanță de vară un văr de-al meu de la Giurgiu, care terminase clasa întâia la liceul comercial. Și când i-am văzut uniforma și șapca aceea frumoasă de liceu, a trezit în mine simțul de a merge și eu la școală. Ambiții nebănuite. Da. Și am început să bat toba cu părinții mei să mă dea la școală. Mă trimitea să păzesc via care era la marginea satului, să nu vină păsările vecinilor să mănânce struguri, și eu plângeam toată ziua să mă dea la școală. Până la urmă ați ajuns, nu? Tata n-a mai avut încotro și m-a înscris la liceu comercial în 1935. Unde era acest liceu? Liceu comercial? Liceu comercial era pe strada Mircea cel Bătrân, unde a fost școala de mecanici agricoli, cu clădirea aceea care este în paragină acum. Mi-ați adus aminte, da. Chiar colegii mei acum vreo 3 zile au filmat acolo. Da. Într-adevăr, e o dărăpânătură. E distrusă. Nu știu de ce s-a lăsat așa clădirea asta. Nu știu care sunt interesele, da. Poate ne ocupăm mai mult despre clădirea asta în vremurile care vor veni. Vreau să vă întreb, până să ajungem la ce ați făcut la liceu, ce vă plăcea în acei ani la Giurgiu, după ce ați venit aici Ce era mai frumos și mai plăcut la Giurgiu, pe care toată lumea o admira, era grădina alei. Așa. Și farfuria împrejurul centrului. Farfuria mică și farfuria mare. Pe farfuria mică se plimbau mai mult protipendada, oamenii mai rânstăriți. Pe farfuria mare, ceilalți... Deci nu putea să sară unul după farfurie pe alta, nu? N-avea voie. Ba, avea voie, dar nu prea erau... Dar erau cărciumi multe în orașul Giurgiu? Erau. În jurul centrului erau 3-4 cărciumi. Sulică, Bismarck... Da, așa, în general, în oraș.
În oraș, că... aproape la fiecare intersecție, era câte o cârciumă. Bogăție mare. Da, era câte o cârciumă. Să bea, trăsuri. Să bea cu cinzeaca. Da, 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 mi-aduc și eu aminte de cu la... Cu țoiul, înțelegeți? Mei, da. Iar berea la restaurante, să bea numai cu țapul. Nu exista halbe. Bo. Erau regala, care era ceva mai mic, și țapul. Vorbiți-mi puțin de liceu, că o să... Avem ce spune mai departe lucruri. În liceu învățam româna, franceza, italiana și germana. Adică patru limbi? Da. Stenodactilografie. Deci istorie, era liceu comercial. Istorie, ce ieșeați de acolo? Contabil. Ieșeam cu învățăminte de contabilitate. Da. Pentru că în liceu făceam monografii. Luam câte un exemplu, cum cumpăram marfă, cum vindeam, cum plăteam transportul, cum făceam înregistrări contabile. Am avut profesor de contabilitate, Bucur Pinciu, soția lui, Marta Pinciu, la franceză, la drept, Carol Weber, un om excepțional. Stați un moment, făceați și dreptul la liceu? Iar făceam practică la magazine. Nu, a spus de drept. Da. Făceați dreptul? Dreptul nu. Păi așa a spus, dreptul, făceam dreptul. Nu, m-ați, nu. M-ați derutat. Nu. Ce colegi mai aveați? Colegi? Colegi, Măgureanu, care a fost director de bancă. Așa? Marinescu, George Marinescu, Fudulu, Bărdan și alții. Am înțeles. A fost o perioadă plăcută, nu de o liceu, perioadă nu? Excepțională, toată fiindcă lumea era liberă, era veselă. Nu, până... nu vă așteptați, nu, ce urma. Nu, nimeni nu s-a aștept. Până în 1939, când nemții au invadat Polonia. Bun, aia a fost altceva. Deocamdată nu ne atingea pe noi, românii. Nu, deocamdată. Dar primul șoc în viața dumneavoastră, care a fost? Să simțim curentul. Normal. Da. Care a fost primul șoc în viață pe care l-ați avut? Primul șoc în viață pe care l-am avut a fost când am... M-a primit ordin de mobilizare, de încorporare în armată. Deci, eram deja aveți? În clasa 7-a de liceu și în luna, la 1 octombrie, am primit ordin de încorporare. În 1941. În 1941. Avem și noi cu încorporarea, da? O mică dovadă că dumneavoastră vă uitați și pe ecran, da? Vă vedeți acolo sau dumneavoastră sunteți, nu? Da. Aici este în primele luni de cătănie. De cătănie. Da. Eram cu o tresă, pentru că noi eram cu armată de scurtă durată. Eram cu studii. Bine, de scurtă durată, cu studii, dar tot pe front vă trimiteau. Bineînțeles. Păi vedeți, cu tresă, fără tresă, tot acolo ajungeați, da. Nu? Ce comentau românii despre acest război de care ați amintit că începuse în 39, că până la urmă războiul ăsta era plecat contra bolșevismului, contra comunismului, nu? Păi românii toți atunci erau împotriva rușilor, împotriva comunismului. Să mai întreb de ce erau contra rușilor? Pentru că știau că în Rusia se formaseră colhozurile și sovhozurile și toată proprietatea era trecută în mâinile statului. Și bineînțeles că toată populația României s-a așteptat la un dezastru dacă cu ruși. De aceea a fost pactul cu Germania împotriva rușilor, și pentru a recupera Basarabia și pentru a distruge comunismul în general. Și mai adaug și eu, dacă îmi permiteți, România deja avea numai, afară de Iugoslavia, numai vecini ostili, complet. Da,
Era și Bulgaria. Bulgaria care și nu Ungaria. Era mulțumită că îi dătuse jumate din Dobrogea, ar fi vrut-o toată. Da. Iar Ungaria ar fi vrut să ia întreg Ardealul. Întreg Ardealul, da. Bașca, da. URSS-ul, Brașov, care pusese mâna pe Basarabia, nu? Da. Așa, deci trăgeau din noi ca șacalii. Din toate părțile. Perfect. Am greșit cu ceva? Nu. Bun. Așa este. Spuneți-ne, domnule Crăjaliu, ce imagine avea Antonescu în rândul românilor? Generalul Antonescu, mareșalul Antonescu, era văzut ca salvatorul României. Toată lumea îl aprecia și îl sprijinea. Și a fost un dezastru când a fost capturat. Când a fost arestat. O să ajungem. Arestat și trimis în Rusia. O să ajungem și acolo. Noi mai avem și un filmuleț, o reproducere, să zicem așa, a momentelor de atunci. Dar până acolo, să ne spuneți cum a decurs, deci v-ați incorporat și cum a mers drumul ăsta al dumneavoastră spre front? După ce ne-am incorporat, am făcut instrucție la Giurgiu, da, la Mihai Bravu o perioadă, la tabăra de la Mihai Bravu, și în toamna lui 42 am fost trimis la Turnul Măgurel, la un regiment de artilerie, pentru instruire în vederea plecării pe front. La Turnul Măgurel. Vă recunoașteți aici? Care sunteți? Da, care sunt jos, îi dau țigară să aprindă Miu, care era suboficer. Și acolo e Tudoran, un prieten de-al meu, un caporalul Tudoran. Deci asta este o fotografie de la Turnul Măgurele, de la Turnul Măgurele. Din anul 1943. 43. După Turnul Măgurele ce a urmat? După Turnul Măgurele am, prin luna octombrie, am fost trimis pe zonă la Timișoara, pentru că era problema cu Ungaria, care... Ce spuneam adineori, nu? Care tot mișuna să intre în Ardeal. Și am stat în Timișoara până în martie 1944. Am venit la Giurgiu, și ne-am îmbarcat imediat în a doua zi pe șlepuri și toată noaptea până dimineața am ajuns pe Dunăre la Galați. La Galați am debarcat cu cai, cu căruțe, cu tunuri, cu armament, cu tot, și am mărșăluit până la Târgu Frumos. Unde era aliniamentul, nu? Frontul. Unde era aliniamentul. Ruginoasa, Târgu Frumos, Iași. Linia frontului. Linia frontului. Mai popular așa. Ne-am instalat într-o comună lângă Strunga. În aceste momente, când spuneți treaba asta, cum se prezenta armata română ca dotare și ca armata, spirit de luptă? Dotare slabă era. Dotare slabă. Pierdusem în Rusia mulți ostași, mult armament. Adică deja se petrecuse acea tragedie de la Stalingrad? Bătălia de la Stalingrad. Bătălia de la Stalingrad, care a întors soarta războiului. Unde au murit zeci de mii de români și nemți. A început retragerea. N-a mai fost retragerea, a fost un fel de goană. Da. Deci aflaseți de bătălia de la Stalingrad. Și am stat în linia frontului, da, fără să fie lupte, fără să fie nimic. Da, de ce? Rușii se liniștiseră? Stăteau în expectativ? Așteptau ceva? Rușii își aranjau linia de luptă și tot să înmulțeau, să înarmau pentru ofensivă. Cam pe data de 15-16 august, eu de fapt trebuia pe 15 august să plec într-un concediu acasă. Păi nu fusesem acasă din martie. Și nu, mi-a anulat plecarea și am început retragerea. Cu armament, cu tot, retragere înapoi. La Rosnov, pe data de 25 august, după 23 august, când se semnase armistițiu, pe 25 august, așteptam să trecem podul la Rosnov, să trecem Bistrița,
retrage înspre țară. A venit o escadrilă de avioane rusești, a bombardat podul și armata noastră, tunuri și cai, a distrus podul și n-am mai putut să traversăm. Numai podul l-a distrus? Și armată și tot ce era în zona aceea. Spuneți că v-a făcut varză. Pentru ca să mă salvez de bombardamentul acela, m-am așezat într-o pântână, într-un puș din ăsta, care era construit în curtea unui cetățean pe malul râului Bistrița, din pietre era. Și apa era la vreo 2 metri de la suprafața. M-am lăsat pe pietrele alea până la apă jos, până s-a terminat bombardamentul. Când am ieșit afară, era dezastru. Totul răvășit, totul distrus, ostași căzuți, plini de sânge, nenorociți. Am trecut Bistrița cu căruța care o aveam prin albia râului și după vreo 2 km, 3 km au ieșit în fața noastră ostași ruși, călări pe cai, cu armele spre noi, brăsai arbi, să arătăm armele. Am arunțat toți armele, ne-a dus pe malbia râului Bistrița, unde s-au adunat circa 400-500 de ostași. Și să trecem Bistrița dincolo. Care au intrat prima dată în apa Bistricii, era foarte repede cursul în zona aceea, i-a luat apa și nu știu dacă s-au înnecat sau ce-a făcut. Și atunci noi toți ne-am îmbrățișat, 300-400 de oameni, și am trecut cu grămada cu apă până la piept, dincolo. Sub supravegherea rușilor. Sub supravegherea rușilor. Nu mai spun că acolo pe valea aia, până când ne-au adunat ei, primul rus care a venit și m-a văzut, aveam cizme de ofițerești, de-abia le făcusem cu cremă în ziua aceea. M-a și descălțat imediat, dar vai britvă, dar vai ceas. Bine, briceac, chiar a rămas în istorie, da? Briceac și ceas cereau. Dar vai ceas, i-a luat cizmele și mi-a dat niște șotroace de ale lui. Adică ați făcut schimb, nu? Erau mai bune ale lui. Da. Am făcut schimb. Ne-a trecut dincolo. Bun. Și v-a cantonat undeva? Nu ne-a cantonat nicăieri. Tot am mărșăluit și ne-a oprea pe marginea câte unui râu așa, ca să ne adăpăm. Că mâncare și ceva. Și până la urmă unde ați ajuns? Nu ne dă. Și tot am mărșăluit vreo 10 zile, de la Bacău la Roman, de la Roman la Bacău, de la Roman în sus la Pașcani, așa? De la Pașcani la Iași. Tot ne-a mințit că vine regele Mihai, ne înarmează, ne reînarmează și plecăm împotriva nemților. Vă opriți aici, dumneavoastră. Ne oprim în continuare la un moment important care l-am spus. Da. Deci, lovitura asta de stat de la 23 august 1944, sper că n-a greșit, nu că a fost lovitură de stat, da? Da, așa s-a socotit. Deci, pe 25 august am căzut prizonieri. Staziți-l, noi vorbim de lovitura de stat de la 23 august, da? Când regele anunță întoarcerea armei împotriva germanilor și decizia asta a fost de mare importanță, nu? Pentru destinul poporului. A fost de mare importanță și pe noi ne-a bucurat faptul datorită cărui fapt ne gândeam că dacă nu s-a întâmplat treaba aceasta, rușii erau în plină forță, ne distrugea țara. Bun, atunci am să-i rog pe colegii noștri să vedem împreună acele momente când regele Mihai l-a arestat pe mareșalul Antonescu. Da. Vă uitați acolo. Să trăiești, măria ta. Luați loc.
Nu vă cer explicații. Faptele vorbesc. Fără a mă consulta, ați decis singur continuarea războiului. În pofida faptului că întregul front se prăbușește. Măria ta, nu continuarea războiului, ci obținerea unui moment favorabil, prin luptă, dacă nu se poate altfel, care să ne permită un armistițiu și nu capitulare fără condiții. Bine, dar trupa nu mai vrea să lupte. Tocmai de aceea plec acolo. Dacă am șansa unei singure victorii care se oprească pe ruși, aceștia vor prefera un armistițiu. Am trimis o notă cu amendamentele noastre. Ce amendamente? Măria ta. Nu mai spuneți măria ta. De cum să vă spună? Forma corectă de apelațiune este majestatea voastră. În sfârșit, spuneți cum vreți. Reiau. Nota a fost prezentată azi în Consiliu. Evitarea devastării țării, evitarea dezonoarei armatei române, respectarea administrației românești. Problema Basarabiei și a Bucovinei de Nord să fie rezolvată la sfârșitul războiului. Plata daunelor să nu depășească posibilitățile țării. Cam asta ar fi. Mai erau și daunele recuperabile de la nemți. Asta după semnarea păcii, la încheierea conturilor finale. Peste toate, în mod evident, condiția supremă. Nerecunoașterea dictatului de la Viena, implicit, realipirea Transilvaniei de Nord. Credeți că puteți obține toate aceste condiții? Așteptăm un răspuns de la Moscova, prin Stockholm. Pentru asta m-am întors ieri de pe front. Dar în așteptarea răspunsului, trebuie să luptăm. După informațiile mele, în afară de Stockholm s-a mai acționat și în alte direcții. Eu le-am facilitat pe toate, în mod deliberat, fără să întreb de ce ele se duc fără mine. Le-am spus și domnilor Maniu, Brătianu, Titel Petrescu. Încheiați dumneavoastră armistițiul. Nu vă fac nicio opoziție. Dimpotrivă, vă dau tot concursul. Devin soldat și execut ordinul primit. Luați conducerea. Răspunsul dumnealor a fost întotdeauna negativ. Aș nuanța puțin. Răspunsul lor a fost: Antonescu a vrut țara în război, Antonescu s-o scoată. O scot, dar nu oricum. În niciun caz cu bolșevizarea României. Eu nu dau țara pe mâna rușilor. Chiar credeți că i-ați putea opri pe ruși? Da, avem un astfel de plan. Care, dacă nu se realizează, totul se va transforma într-o catastrofă națională. Trebuie încheiat armistițiu. Vreau garanții. Și dacă nu le voi avea, voi continua lupta alături de trupele germane. Nu sunt de acord cu atitudinea dumneavoastră. Veți cere armistițiul. Imediat. Îmi voi alege singur momentul. Nu trebuie să fiu învățat. Vă rămâne o singură soluție. Demisia. Să-mi dau demisia și să las țara pe mâna unui copil? Niciodată. Nu mai am țigări. Vă rog să mă scuzați. Adă-mi un pahar cu apă. Nu mai lăsați să câștige timp. Ori, armistițiu acum, ori demisia pe loc. Știți formula. Nu cedați. Duceți-vă ce mai stați. Îmi pare rău că nu vă dați seama de situația în care vă aflați. Nimic nu mă poate convinge să-mi schimb planurile. Voi continua războiul. În această situație mă simt obligat de a ține seama de voința poporului meu. Și voi lua personal măsuri de salvare a țării de la dezastru. Am hotărât să încheiați armistițiul chiar astăzi. Iar dacă refuzați, vă ordon să demisionați. Acum. Nu primesc ordine de la nimeni. Eu sunt cel care hotărăște în țara asta. Atunci sunteți destituit. Majestate, la ordinele dumneavoastră. Executarea. Din un alt ordin sunteți arestați. Ce faci, mă? Un plutonier pune mâna pe conducătorul statului?
Ce asta, sănătescule? Viu la voi ca un om cinstit și mă tratați ca pe un bandit? Ce faceți, mă? Luați mâna de pe domnul mareșal! Am spus? Executarea! Tâlharilor, mâine o să fiți spânzurați cu toții. Așadar, domnule Cârjaliu, ce știați dumneavoastră atunci că se întâmplase la București? Știam că fusese arestat Mareșalul Antonescu. Știam că o să trecem în tabăra adversarilor. Întoarcem armele, adică. Să întoarcem armele. Știam că o să fie foarte, foarte greu. Știam că o să fie o nenorocire. Și spuneați că rușii tot vă spuneau, vă mințeau că va veni regele Mihai. Numai cu minciuni ne-a dus până la Iași. Deci până la Iași. De la Iași. Așa. Am trecut Prutul într-o tabără, într-un lagăr, unde fuseseră ruși. Mai înainte. Mai înainte. Era un prejmuit cu sârmă ghimpată și numai o clădire cu o cameră și o săliță unde stătea conducerea lagărului. Am stat la Fălești vreo săptămână. Asta era o comună, nu? O comună, Fălești. Ne scotea zilnic la prânz, dănea de pam pe marginea unui râu, că într-o vale acolo. Nu vă mai spun că până să ajungem la Iași, vreo 10 zile când ne-am mărșăruit până la Pașcani și nu știu ce, pe drum mai fugea câte unul din front. Că erau câteva 400-500, 1000 de ostași, poate, care mărșăluiam într-un. Și ei călări ne conduceau pe margine. Cei care ieșeau din rând și vreau să fugă, îi împușca imediat pe loc. Asist. Dar mai erau și unii. Dar dumneavoastră erați martor ocular când îi împușcau? Bineînțeles, bineînțeles. Care reușeau să fugă, reușeau să fugă. Și în primul sat unde intram, ei făceau apelul, îi număra. Dacă lipsea 5 sau 10 din front, în primul sat în care treceam, lua din sat bărbați și completa numărul. Fără să fie pe front, fără să fie vinovați. Își completau numărul. Așa a fost. Să nu aibă lipsă, nu? Să nu aibă lipsă. Așa a fost până la Pașcani și înapoi la Iași. Păi nu, a trecut în comuna Fălești, a spus, la Basarab. Da. Așa, și asta ce a s-a fost întâmplat? Până la Fălești. Până... Așa, și acum erați la Fălești. De la Fălești, după... Acolo am mâncat prima dată carne de cal. Cai îi dătea cu toporul în cap în curtea acolo. Adică acești cai erau ai locuitorilor. Cai de captură, știu. Sau eu. Sau capturați. Și la cazan. Fierbea carnea aia acolo, ne dea câte o bucată de carne roșie de cal. Nu aveam WC-uri. Era o groapă de vreo 2 metri lățime și vreo 4-5 metri lungime, cu traverse de scânduri pe care se așezau să-și facă nevoile. Și bolnavi, dezinterie și cum erau, unii cădeau acolo. Și nu-i mai scotea nimeni. Nu-i mai scotea. Nu-i mai și scotea totuși nimeni. Erau condiții bune astea, că urmează acum infernul, nu? Da. Ce se întâmplă? Vă îmbarcă... De la Fălești ne duce la Bălci. Așa. Ne facem câte o baie, ne despăduchem oarecum, că eram plin de păduchi la Fălești acolo. Luam păduchi cu așa, de la subțioare. Bogăție mare. Extraordinar. Umblau prin țărână, prin era ceva de gros. Am făcut câte o baie, ne-am parcat în tren.
Și circa 20 de zile, tranca-tranca, în vagoane de boi-vagon, cum se spune, în vagoane din alea mici. Da, animale. 100 de ostași într-un vagon. Nu aveam posibilitate să stăm decât în șezut. Nu puteai să te culci. Dormeam unul în spatele altuia, așa. Pe drum mai murea câte unul, doi, trei. Ne opream câte o stație, îi arunca jos pe aia care erau morți, plecam mai departe. După 20 de zile circa am ajuns la Astrahan, pe Volga. Ați ajuns, dar în aceste 24 de zile, ce ați mâncat? Ce ați băut? În fiecare zi, pe ferestruica aia mică a vagonului, ne dădea câte o căldare de apă. Bun. Toți se repezeau cu gamelele să ia apă și mai multă o vărsau și aproape nu bea nimeni. Eu am avut inspirația sau, nu știu, Dumnezeu cum m-a ajutat, că aveam o cutie de metal, cum erau pe vremurile de bomboane, de circa 20 de litri. O cutie de tablă, pe care o purtam cu mine. Și când ajungeam acolo, mai puneam cutia aia și îmi turna în căldare, în cutia mea. Și de acolo ne adăpam toți, înțelegeți? Și ne dădea câte un sac de pesmet. Atât. Dar de dormi, dormeați? Dormeam. Spate în spate, așa, unii, toți, unii de alții. Practic, sovieticii sau rușii, cum vreți să-i numim, vă mai dăteau vreo explicație? Unde vă ducea? Știați unde vă duc? Nimic, nimeni nu ne-a comunicat. Nu mai venise nici regele Mihai, nu? Nimic, absolut nimic. Știam numai că suntem prizonieri și nu știam unde ne duce. Am ajuns la Volga, ne-am barcat pe vapor. Ați ajuns la Volga, dar unde, în ce oraș? Că a spus ceva de Astrahan. În Astrahan. Da, da, da. În Astrahan, la gurile Volgii. Pe cât ne-a traversat, pentru că toți erau lipsiți de însetați, că nu băbuse apă, am legat curelele de gamele și am luat apă din Volga. Apă foarte infectată, că era la gurile Volgii. Și toți au făcut dezinterie. A doua zi, a treia zi, jumătate de necât, că în prima dată în lagăr acolo... Avem și noi niște imagini cu prizonieri, barem așa să avem un suport de-asta de imagine. Dumneavoastră povestiți că noi am pregătit și noi niște circa imagini. Circa 2500 de ostași în care eram români, da, nemți... Da, mai mulți români erați. Mai mulți români, nemți și nemți, polonezi, cehoslovaci și unguri. După un an de zile, cred că nu mai rămăseseră, din 2500 nu mai erau 500 în lagăr. Restul? Zilnic mureau câte 15-20, iar în timpul iernii era o climă continentală excesivă, ziara, iarna foarte frig, vara foarte cald și furtuni de nisip. Că era stepa acolo, era aproape... Mi-ați zis mie zilele trecute când ne-am întâlnit că din nemți nu mai rămăsese nimic. Nemții... Era o strategie, da, o politică a lor? Nemții mureau pe capete în prima lună, cred că s-au curățat 80%. De ce? Pentru că ei nu erau obișnuiți cu condițiile cu, de lagăr, cu regimul ăsta așa de lipsit. Erau ei armată erau modernă, nu? Ei erau obișnuiți cu conserve, cu ciocolată, cu hrană bună, cu alimente. Am zis bine, nu? O armată modernă. Da. Și da. Dotată, cum ar veni. Da. Da. Dar să lăsăm cu dotarea nemților. Dumneavoastră, deja acum în lagăr, ce mâncare primeați? Cum dormeați? Unde vă ducea la muncă, presupun? În lagărul acela, probabil înainte, fusese ocupat tot de prizonieri ceva. Când am ajuns noi, lagărul era gol. Nu mai era nimic acolo. Aveam trei barăci lungi de circa 20 de metri, cu paturi suprapuse, de la un capăt la altul de scândură, fără pernă, fără pătură, fără acoperit, fără nimic.
dormeam cu gamela la cap, pentru că dacă nu aveam gamela, a doua zi nu mai aveam cu ce să mâncăm. Deci nu aveam nicio sobă acolo? Zilnic ne servea o ciorbă lungă, cu puține paste sau cu o bucățică de carne, mai era câteodată. Iar cei care depășeau norma, pentru că munceam foarte mult, eram scos la muncă la Cherestea, la pescărie, la fabrică de conserve de pește și la șantierul ăsta care fusese o cală de pe malul Volgii de ridicarea vaselor pentru reparații, fusese din bușteni, din lemn. Și o fusese bombardată de nemți. O reconstruiați dumneavoastră. Și o desafectam, o cărau prizonierii și nu erau bolnavi și slăbiți cu bălăstrate de-astea lungi de 4-5 metri, grele, cădeau jos și erau câte unul câte unul ia rușii, ne bătea pe spate. Davai, 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 robotă, davai, robotă. Înțelegeți? Adică mâncați bătaie, nu? Vă bătea da, la lumea. Trebuia să facem norma. Da. Cei care nu făceau norma, nu mai mâncau seara decât câte o jumătate de porție de ciorbă. Iar cei care depășeau norma, cât un polonic de cașa, era un mei fiert, așa. Era o delicatețe pentru noi. În toți aceștia 2 ani și cât am stat mai 2 ani și ceva, aș fi mâncat o bucată de mămăligă. N-aveam decât o porție de pâine de 600 de grame pe zi. Uh-huh. Primeam o pâine la 6 persoane. Era o pâine cam de 2 kg și ceva. Și eram grupe câte 6 persoane care știam să luăm o pâine. Fiecare împărțea pâinea în câte o zi. Azi împărțeam eu, mâine celălalt și mai departe. Cel care împărțea pâinea se trebuia să facă 6 porții egale. Toți alegeau, el lua ultima porție. Dacă nu împărțea egal, lua ultima porție. Făcusem cântare dâmbețe așa, cu scânduri, și cântăream să fie și colo și colo, mai puneam câte o bucățică să fie, să împărțim egal. Să murea în fiecare zi, am înțeles, zecile. A fost în primele luni dezinterie extraordinară și tifos exantematic, din cauza pădușilor. Organizaseră într-o baracă un fel de infirmerie pentru cei bolnavi grav. Era o doctoriță rusoaică și un doctor neamț care se ocupa fără medicamente, că n-avea medicament. Dar așa mai îi trata, mai era acolo, mai făcea căldură, era oarecum da, condiții mai bune pentru bolnavi. Dar iarna era nenorocire, că cei care mureau așa iarna, îi arunca în fața barăcii ăștia, era un fel de ghețărie, cum erau la noi pe vremuri, ghețărie, o groapă de 2 metri cu 3-4 metri lungime, acoperită cu stuf și îi arunca în groapă aceea. Dar pentru că era iarna așa de ger, minus 25-30 de grade, înghețau toți. Se încolăceau unii cu alții, că erau aruncați în pielea goală. A doua zi venea o cotigă cu o iapă bălană, o mârțoagă, ca să încarce morții. Și pentru că nu putea să-i mai desfacă, tăia cu toporul bucăți așa și încărca în colea și îi ducea la vreo 2 km în niște tranșee, în niște șanțuri și îi arunca acolo. Nu știu dacă îi mai mormânta cineva. Deci au rămas necunoscuți, cum s-ar spune, nu? Nu da, mai știa da. Nimeni. Nimeni n-a mai știut de ei. În toată perioada asta cât am fost prizonier, părinții mei au apelat la Crucea Roșie. N-au primit niciun răspuns. Ajungem și acolo. Rușii ne-au pus de 2 ori. Spun că... Ajungem și acolo, da. Că e un moment important, dar vreau să vă mai întreb eu. Mai erau și alți giurgiuveni cu dumneavoastră în lagăr? Păi era primul, ca să spun așa, plutonierul major Oprea Crăciun, care era șef de
De Pluton. De Pluton, de... da. Era plutonierul Ștefanide, Marulis, Ghiță Chilea, a fost un fotbalist din Giurgiu, Ghiță Chilea. În sfârșit, nu mai vă aduceți aminte, da. Mai mulți giurgiuveni. Și acum revin eu. Familia dumneavoastră, de când ați plecat în Basarabia și ați trecut prin toate astea, știa unde vă aflați, dacă trăiți sau nu? Absolut, n-a știut nimic, nimic, nimic. Adică să înțeleg că vă dătea, până la urmă, dispărut, mort, nu? Da. Băi, mi-au făcut pomeni. Nu vă lăsa să scrie, să scrisori? Să... Ne-au pus de două ori să scriem acasă. Am scris scrisori, dar n-au ajuns acasă niciodată. De două ori am scris. Le-a dat drumul pe Volga sau... N-a ajuns acasă. Știu, le-au ars sau ce-au făcut. Că n-au ajuns, n-au știut absolut nimic. De-aia m-au făcut toate datinele strămoșești, cu pomeni și cu toate astea. Și într-o dimineață, după ce am luat masa, ne-am colonat pe toți în curtea lagărului și a făcut un apel. Câți ani trecuseră? Trecuseră 2 ani și... De când erați împrizonierat? 2 ani și câteva luni. Bun, continuați. Da. Și a început să strige, Stadion, Cârjaliu, cu tare, cu tare, treceți aici. După ce am stricat, am fost primul pluton care am fost repatriat, care am fost trimis. Zice, voi plecați acasă și voi rămâneți. Printre cei care au rămas, era plutonierul major Oprea Crăciun, care era șef de brigadă și ne ținea în frâu pe noi la muncă. Și ne obliga să muncim ca să ia supliment de masă. Uh-huh. Și se considera omul... V-ați mai întâlnit după război? Se considera omul rușilor. Și l-a întrebat pe comandantul Răgu, dar eu nu plec? Zice, tu nu pleci, că ai fost în prima campanie în Uniunea Sovietică și ai participat la război împotriva noastră. Și v-ați bătut joc de femeile noastre. Și a mai stat Oprea Crăciun încă 8 ani. Deci încă 8 ani a mai stat? Încă 8 ani. Ștefanide a plecat mai devreme, după 6 ani. După 8 ani a plecat Oprea Crăciun. Și când a venit în țară, eu eram cenzor la o asociație de proprietari. A venit și m-a rugat că îl cunoșteam, dacă lucrasem în regiment. Și l-am angajat administrator la o asociație. Deci v-ați întâlnit după război. Da. Revenim. Nu veniseră rușii să întrebe care vor să încadreze în diviziile alea două? Da. Stați puțin. Horia Cloșca și Crișan, Tudor Vladimirescu. La o lună de zile după ce ne-a dus în lagăr la Astrahan, așa? Ne-a dat câte un chestionar cu 44 de întrebări. De când ne-am născut până în momentul când am ajuns în prizonierat. Viața noastră, prin ce am trecut, ce am făcut, cine-s părinții, cine-s neamul, cum erau pe vreme autobiografiile. Și aceste chestionare au fost verificate în țară. Și știa pe toți care fusese legionari. Care fusese legionari. Ce era atunci? KGB-ul, NKVD-ul, ce era? Da. Care fusese legionari, care fusese jandarmi. Pe ăștia era boala rușilor. Legionarii și jandarmi. Care îi știa acum pe toți ce căpăsul poartă. De-aia pe ăștia i-a ținut mai mult în lagăr. Iar noi care eram... nevinovat, pentru că eu cât am stat pe 7-8 luni pe front, n-am tras un cartuș. Asta a fost, adică n-ați mai avut când să ajungeți. Eram, staționam, înțelegeți? Vreau să vă întreb, ați cunoscut și nemți și ruși, da? Bineînțeles. Prin ce se deosebeau unii de alții? Bine, doamne, trebuie să spun cinstit. Nemții erau un popor de oameni civilizați. Pe câtă vreme rușii erau davai, davai. Numai să acapareze, numai să ia.
Mai spun că erau cu câte 3-4 ceasuri pe mână. Adică după fusul orar, nu? Unde trecea? Da. Foarte frumos. Așa foarte era. Să vorbim puțin, așa că timpul trece, văd la noi tot, rapid. Cum ați ajuns? Ați plecat, deci v-a pus în plutonul respectiv, voi mergeți acasă. Da. Spuneți-ne câteva cuvinte despre sosirea acasă. Dar n-am crezut niciodată că o să mai ajungeți în România. Să ajungem acasă. Vă spun un singur lucru. În fiecare zi la masă, când începeam să mănânc, eu mă închinam, îmi făceam rugăciune. Seara, la culcare, mă închinam și îmi făceam rugăciune. Mă rugam la Dumnezeu, Doamne, ajută-mi să fiu sănătos, să pot să ajung acasă. Când eram în lagăr, cântam întotdeauna, cântește la a venit aseară mama sau la în satul în care m-am născut. Și dacă îmi permiteți să spun câteva versuri din sat. În satul în care m-am născut și primii ani am petrecut, acolo e toamnă rea și viață grea. Pentru că majoritatea își pierdeau încrederea în Dumnezeu. Încrederea că vom mai scăpa de acolo. Am avut întotdeauna tăria și am luptat cu credință în Dumnezeu că voi scăpa. Și când am ajuns aproape de Nistru să trecem în Basarabia, nu ne-a venit să credem când am văzut pe malul celălalt caschetele ostașilor români. Pentru că nu credeam că ajungem în țară. Știam că numai cu minciuni ne ajunge. Adică gândeam vă era teamă că vă împușcă pe undeva, gândeam, nu? Ne gândeam că poate ne duce în alt lagăr. Da, de acord. Înțelegeți? Da, da, corect v-ați gândit. Și am trecut, ne-a primit armata rusă, ofițerii români în not, și ne-a cazat la Iași. Am stat la Iași vreo 2 zile și cu câțiva prieteni ai mei, ca să vă spun un lucru simpatic. Ne-am dus la o cârciumă. Eu reușisem să salvez în manșeta cămășii o bancnotă de 500 de lei. Când am căzut prizonier, 500 de lei erau banii. Aveau valoare. Cu 500 de lei. Când, după 2 ani și jumătate, când am ajuns acolo și am spus, am eu 500 de lei, nu era decât un litru de vin. Și atunci negustorul, suntem prizonieri, mâncați ce vreți, beți ce vreți, nu vă costă nimic. Din lagăr de la Iași, ne-a dus în lagăr la Vaslui. La Vaslui, acolo, seara, cu Petrică Culcea, care era maestru aici în Giurgiu, care fusese prizonier, ne-am sfășuiat pe sub țirmele lagărului și am fugit. N-am mai stat cu grămada, că văzusem că tot mergând cu grămada ne-am dus până în fundul Rusiei. Am fugit. Am ajuns la Bârlad, unde avea el o cunoștință. Și am mâncat atunci primele chiftele, mi-aduc aminte ca acum, înțelegi, cu o poftă, că nu le uit cât o-i trăi, ce pune. De acolo, cu trenul, am plecat și am ajuns la Giurgiu. Spuneți-mi cum a fost revederea acasă la Putinei. La Giurgiu, când am ajuns, era pe la ora 10 ziua. În gară, când am coborât, am întâlnit o cunoștință care avea neamuri în Putineiu. Prima întrebare a fost, ce știi de părinții mei și de soara mea? Zice, toți sunt în viață. Am înviat. Nu știam ce s-a mai petrecut cu ei, nu știam. Și am plecat cu niște cunoștințe, cu căruța cu ei, tranca și am ajuns pe la ora 4 după amiază acasă. Fără să știe nimeni nimic. Când m-am intrat pe poartă și m-au văzut, au început să se închine și să plângă toți și eu să plâng, să ne îmbrățișăm. Zice, mamă, știam că ești mort, nu știam când mai trăiești. Și așa a fost.
toate rufele mele, hainele cu ce venisem, le-am pus în fund, în mijlocul curții și le-am dat foc că erau pline de păduchi. Am făcut baie, m-am curățat, nu știu ce, și a început tevatura să vină oameni să mă întrebe, dă cu tare, dă cu tare, din toate satele învecinate de care știam ceva. Le-am povestit, de care nu știam, nu le-am povestit și așa mai departe. După aceea, în 1947, am dat examen la Inspectoratul General Administrativ la București pentru examen de notar comunal, de comună. Am luat examenul și am fost numit notar chiar la mine în Putineiu. Opriți-vă aici. După câteva aici. Luni, deci, am căsătorit. Bun, sunteți notar în Putineiu, da. Și vă și căsătoriți, da. În 47. Da. Vreau, am o întrebare rămasă în urmă. Da. Mareșalul Antonescu. Da. Dumneavoastră, da. Cum îl considerați? Mareșalul Antonescu a fost un erou suprem al țării românești. Fiindcă unii știți bine că îl consideră criminal. Nu, eu îl consider erou național. Am vrut asta să aflu de la dumneavoastră, da. Ca o părere a unui om care a fost în război. Antonescu a fost un patriot adevărat. Un patriot fără margini, devotat țării. V-ați făcut membru de partid, nu, pe urmă? Nu. De ce? Nu. Păi, cum ați scăpat? Am reușit să mă strecor în viață când vedeam până în oraș, că eram contabil șef, chiar la școala de mecanici agricoli, unde învățasem liceu. Vedeam câte unul de la partid, mă întorceam înapoi și plecam să nu dea ochi cu mine, să-mi cine știe ce. Deci nu v-a fost așa drag să vă faceți membru de partid? N-am fost membru de partid. Deci n-ați fost. Mă mir și acum. Am reușit să mă păstrez, dar mi-am făcut datoria, cum să spun, cu prisosință, ca să nu aibă motive să se agace de mine. Sunteți un norocos? Șef contabil, șef serviciu financiar. Revizor contabil cu care am ieșit la pensie. Știți că aveau niște avantaje membrii de partid? Am fost chemat la securitate să mă facă cu... Membru. Colaborator. Și... Său? Da. Interesant. Fost și n-am acceptat. Ați crezut vreodată, domnule Cârjaliu, că veți prinde vremurile astea când comunismul va cădea, că nu credeam. Aia. Nu credeam că mai scăpăm de comunism. Nu mai credeți. Pentru că știam cât sunt de perverși, cât sunt de răi, cât sunt de înapoiați și cât vor să distrugă omenirea. Ați fost notar la Putineiu, notar contabil șef la Școala de Mecanici Agricoli Giurgiu, contabil șef la Sanepid Giurgiu, da, nu? Da. Șef serviciu financiar la Complexul de Porcine Giurgiu, da. Și ați ieșit la pensie în revizor 1900. Contabil la Asociația Fluvială a Dunării de Jos, cu sediu la SCN Giurgiu. Asta am uitat să-mi o notez aici, da. Dar oricum la pensie ați ieșit în 1984. 84, da. Am zis că sunteți acum cenzor. Din 1984, de când am ieșit la pensie, n-am întrerupt munca nicio zi. Păi la vârsta asta tânără pe care atunci, o aveți, sunteți cenzor, nu? Din 84 am mers la protoieria Giurgiu, secretar dactilograf. Până în 1990. În 1991, împreună cu veteranul Netejoru, am creat Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala Giurgiu. De atunci și sunt contabilul asociației. Deci la vârsta asta tânără sunteți și contabilul Asociației Naționale a Veteranilor de Război, am program filiala zilnic, Giurgiu. Zilnic de 3 ore, de la 8 la 11. Păi da, dar mai aveți și alte ore ca cenzor la Asociația, la Asociația de Proprietari. Și asta la doar 90 de ani, nu? Verific gestiunea. Mergeți înainte, cu curaj, nu? Merg cât o vrea Dumnezeu. Vă felicit. Credința în Dumnezeu m-a ajutat întotdeauna. Eu vreau să vă întreb altfel. Aveți o vârstă la care, eu știu, nu pot să spun că foarte mulți ajung. E corect ce am spus, da? Da? Bun.
Ați fumat, ați băut așa, în general? Am fumat în primii ani de serviciu. Și în lagăr, presupun, nu? În lagăr, nu. Da, mahorcă, n-am avut. Nu, nu, n-am fumat în lagăr. Cei care fumau în lagăr, dăteau ciorba care era la prânz sau poți. Aveți și noi o fotografie în 1954 cu tânărul, nu avem, când v-ați căsătorit, parcă avem două fotografii, da? Da. În 1984. Ce s-a întâmplat în 1984? Ați ieșit la pensie? Am ieșit la pensie, da. Așa. Și de atunci spun că n-am mai întrerupt serviciul. N-ați întrerupt serviciu, știm cu toți acum că n-ați întrerupt serviciu și v-am spus, la vârsta asta chiar sunteți de invidiat, noi vă spunem la mulți ani și sănătate în continuare. Mulțumesc foarte mult, dar să știți un lucru, da. Fiecare om este medicul lui. Avem și poze, ia uitați-vă, vă recunoașteți acolo, văd că da, e și e un... fosta mea soție, da? Și Viorel, care este licențiat în matematică mecanică. Este șeful oficiului de calcul la Grăniceri. Și mai am un băiat care e medic la Sanepid, șeful inspectoratului de sanitate. N-avem fotografii cu dânsul, dar e bine că ne-ați spus dumneavoastră acest lucru. Deci n-ați fumat, n-ați băut, dar dețineți vreo rețetă, ceva? Da. Pentru a atinge 90, 100, 110? Să știți un lucru, domnul... Dândăreanu. Eu întotdeauna, în fiecare an, am diverse cure. Prima dată, căpșunile. O fac o cură de căpșuni de o lună, o lună și ceva. De struguri nu. Ce să vă spun. După căpșuni vin cireșele. Cireșele, vișinele. Vin pepenii. Iar o lună și ceva pepeni. Pe urmă vin struguri. Și acum am struguri pe masă. Deci o țineți din cură în cură. Legume și fructe. Și asta v-a adus... Am fumat, îți spun, primii ani, primii 4-5 ani. De atunci n-am mai fumat. Copiii mei, de asemenea, nu sunt fumători. V-a urmat. Că le-am spus, dacă vreți să ajungeți la vârsta mea, să nu mai fumați. Ne apropiem de finalul de emisiune. Care a fost cea mai proastă slujbă pe care ați avut-o în viața dumneavoastră? N-aș putea să spun că am avut o slujbă proastă. Peste tot a fost apreciat, peste tot mi-am făcut datoria cu prisosință, n-am avut sancțiuni în viața mea, n-am avut procese în fața mea, n-am avut conflicte niciodată cu nimeni. Mi-am păstrat, cum să spun... Cumpătul, echilibru... Cumpătul și respectul pentru toată lumea întotdeauna. Cine vă este cel mai bun prieten? Cel mai bun prieten al meu era netejorul. Am avut în piață un alt prieten bun, Tache Ștefan, care fusese și el contabil în urma mea la liceul agricol. Care este cel mai păcătos obicei pe care l-aveți? Sau l-ați avut, eu știu? Nu știu dacă aș avea vreun defect. N-ați avut niciun obicei mai... deosebit, așa, mă refer mai... Mi-a plăcut păcătos. Oarecum distracția. Mi-a plăcut distracția. Și la început fumatul, cum a zis. Dar ce vă enervează în viața așa? Sau ce v-a enervat în viață? Mă enervează viața asta trepidantă. Viața asta care acum este străbătută de tot felul de borfași. Poliția trebuie să acționeze mai cu forță. Trebuie să pună la punct, pentru că de multe ori văd că polițiștii nu prea își fac datoria. Am impresia aceasta, nu prea îi văd la datorie. Când eram elev, erau 3-4, în Giurgiu erau 3-4 sergenți de stradă în tot oraș. Și cu fluierul și dăteau semnalul unul cu altul. Într-o seară, cu un prietenul meu, Paul Burcea, am dat cu mâna între niște table de alea la prăvălii, cum era cu o tăbliță de aia. Ne-a luat polițaiul, sergentul de stradă, ne-a dus la poliție. Deci era vigilență mare și făceau datoria, da? Altă dată am ajuns la poliție, eram cu fete, cu prietenul meu, fostul meu cumnat, Pârvulescu. Și era stare de asediu,
până la ora 10 seara pe stradă. Și noi pe la ora 11 ne-am despărțit de fetele noastre, mergeam spre casă. Ne-a luat sergentul de stradă, ne-a dus la poliție, că am depășit ora 10. Corect, corect. Înțelegeți? Vă astăzi nu văd, nu văd, ce nu văd așa păi ceva. Nu, nu o să vedeți. V-ați simțit vreodată înșelat, domnule Cârjaliu? N-aș putea să spun. Mai ales că dumneavoastră ați lucrat cu cifre, nu? Ați fost contabil. Eu și acum nu lucrez cu mașină de calcul. Eu iau coloanele de cifre și le fac rapid. Am o slăbiciune pentru cifre extraordinară. Ce anume n-ați putea să faceți niciodată? N-aș putea să fur și să mint. Aolo, iar acum la încheiere de emisiune, tu mai vrea să vă întreb, cum, așa ca părere, cum e în țara asta acum, să fură rău? Extraordinar. Ce măsuri ați lua ca un fost contabil, șef? Da. Și de ani de zile? Da. Ce măsuri ați fi luat dumneavoastră? Ce ați fi făcut dacă eu vă puneam prim-ministru azi? Dacă? Prim-ministru vă puneam astăzi. Da. Ce măsuri luați? Aș fi făcut ordine. Da? Aș fi făcut ordine. Eu peste tot unde am fost, a fost o disciplină extraordinară. N-am avut... Eu am schimbat poate 7-8 directori în viața mea. N-am avut niciodată o imputație, n-am avut niciodată o mustrare, n-am avut niciodată... Mi-am făcut datoria întotdeauna cinstit și corect. Aș vrea în două fraze, deci în două fraze, acum la încheiere, da, să le spuneți, vă uitați în cameră și să le spuneți aici, vă uitați, să le spuneți generațiilor mai tinere și care n-au mai știut de război, că n-a mai fost, ce înseamnă acest flagel, ce înseamnă această conflagrație. Tineretul de astăzi, vă uitați acolo și le tineretul spuneți. De astăzi este numai pe distracție. Nu e cu gândul la muncă, la activitate, la cinste, la corectitudine. Tineretul de astăzi se dedă la tot felul de fapte antisociale. Noi, în tinerețea noastră, n-am conceput să ne purtăm urât cu fetele cu care făceam dragoste. N-a existat un gând rău pentru ceva. Respect a fost întotdeauna. Ați prins războiul ăsta al doilea, deci să nu mai fie, nu? Să nu mai aibă să parte nimeni. Să ferească Dumnezeu prin ce am trecut. Noi am fost generație de sacrificiu. Domnule... Am trecut perioada de război, perioada de secetă, perioada asta a comunismului care a distrus și ființa omenească. Sufletul omului a fost pătat. A fost rupt de realitate. N-am conceput niciodată să fiu prieten cu vreun rus. Vă mulțumesc pentru ce ne-a spus în seara asta. Vă doresc sănătate multă. Vă mulțumesc și eu. Și noi vă mai așteptăm în continuare, fiindcă sunteți în forță. Poate ne apucăm și de un meci de fotbal. Vă luăm la noi la echipa TV Giurgiu la cu fotbal. Cu plăcere. Am fost și arbitru de fotbal. O lume a scăpat seara asta. Încă o dată mulțumesc mult. Sănătate spectatori. Mult. Cu sănătate o altă emisiune vom continua cu domnul Cârjaliu, fiindcă aflăm lucruri interesante. La vârsta pe care dânsul o are, a prins multe întâmplări, a trecut prin multe, vicisitudini ale vieții, a prins și războiul. Mihai Dândăreanu vă mulțumește pentru atenție dacă ne-ați urmărit și ne vedem joia viitoare. O seară bună în continuare, la revedere!